Da, mă, e... Păi da, el a sărit pe mine, mă, primul, n-am vrut să mă bat cu el, înțelegi? Păi am făcut flic, flacul am venit, exact, am sărit de 3 ori. Dar el m-a lovit când a vrut să-mi dea cu toporișca să mă... Da, când a vrut să-mi dea cu toporișca, m-am fezandat un pic. M-am ferit. E, am rupt mâna, i-am rupt piciorul, da. Ha, stai că am, sunt cu... doamnelor și domnilor, bună seara. Te sună mai târziu, pa. Sunt în atmosferă plăcută în domeniul meu, alături de prieteni, colegi, vedete, Chevy Chase, Steven Seagal, Demi Moore, dragă Olteanu Matei și mulți alții. Dar n-are rost, veți vedea pe parcursul acestui material. Te rog mult, pa. Gata, gata că am treabă. Atenție! Muzica! Am zis să pun muzica din Oaș. Aprindeți lumina. Deci în momentul în care să vă explic, el se bate. E o acțiune. Merge! Se bat. Vine Caleașca. Haideți, acum acțiune, motor! Motor, ei acum intervin, sunt de la trupele Diaz. Bă, deți-vă să trage! Așa, a dat doi pumni, după cum ați observat. Emoție mare pentru că este 8-a scenă. Dai! Dai! Dai, iată vin cowboy! Pe acolo, pe acolo! Mamă, iată că l-am pușcat! Doamnelor și domnilor, așa e! Noi... Oh! Hello, David. Hey, how are you, man? My name is Catalin, you know? No, I don't know, Catalin. What happened to you? Yeah. Oh. You know? Sincer, vă urmăresc de mult în Baywatch. What? Vă urmăresc de mult în Baywatch și vreau să vă întreb dacă ați vrea... Translation, please. Please, please. Say it again. Yeah. Că l-am urmărit de mic în serialul Baywatch. She saw you on Baywatch. Thank you. Yeah. Și vreau să vă întreb dacă ați vrea să colaborăm. A what? Collaboration. A collaboration. Yeah. Eu sunt un mare actor al acestei. And what kind of collaboration would that be? Film. Yeah. Fight. You want to fight? Yeah. Dancing. Dancing? Yeah. You like to dance with men? Yes, yes. Well, I don't really dance with men. No? No. I don't fight with men woman. Either. Woman. I'm a lover. Lover. A și dacă vreți să-mi dați adresa dumneavoastră din America. Yes. She wants to give address. Your address in United States. My address is 1 Hasselhoff, USA. Yeah? Să stau și eu vreo 2 săptămâni la dumneavoastră. Right. 2 weeks at your place. What? 2 weeks. You want to stay 2 weeks at my place? Yeah. Really? Yeah, do you have any money? No. You can't stay. Sorry. No. No. But I must go in now and say hello to the beautiful women. Okay. Ciao. Thank you. Cheers. Bye. Colegul meu, David Hasselhoff, un om deosebit, o alură impecabilă, genul meu bărba bine. Între noi, actorii, ne permitem anumite chestii și... Îmi face o deosebită plăcere să vă am lângă mine. Ce se întâmplă? Și le explicăm și telespectatorilor. Noi întotdeauna, noi actorii, să mai recunoască lumea, știi de noi actorii, cascadorii, am fost expuși toată viața la elemente critice, la elemente majore. Cum mă vedeți pe mine peste 10 ani, să zic? Tema tale? Da. Cu 10 ani mai mult decât acum. Asta. Vă pup și îmi face o deosebire. Îmi dați voie să vă pup. Și fața se modifică. Îmi dați voie să vă pup. Dar ce e acolo? Te-ai lovit? M-am bătut cu Richard Gere. Dacă se poate peste 10 ani să nu te modifici, nu e rău. Da. Dar dacă începi să îmbătrânești, poate că așa trebuie. Vă pup, mare respect am pentru dumneavoastră. Să fim sănătoși. Dacă era stata. Doamnelor și domnilor, fac un apel către Apa Nova. Nu se poate așa ceva. Păi până când o viață amară și un trai nefericit și un ten obosit? Acest om arăta ca mine. Uitați-vă și dumneavoastră în ce hal de la... Poți vorbi? Deci văd că ți s-au ars buzele, măi, băiatule, mă. Observați ce privire blajină are. Cunosc un dermatolog foarte bun. Te salvăm. E ok, stai liniștit, totul e sub control.
și atât de frumușel. Dacă aveți nevoie, dacă se ia cineva de dumneavoastră să vă amenințe cu bătaia, mă chemați, sunt aici, da? Pentru că vorba aia, suntem români și nu vin americanii să ne calce în picioare. Imediat. Nici o problemă, aici sunt. Hi, speak English? Yes, a little bit. Ah, sunteți român. Vă puteți ridica de aici să stau și lângă Daniela Nane? Mulțumesc mult. Onoarea. Ah, chiar mai aproape de Daniela Nane. Sărut, doamna Daniela. Tu știi că eu nu înțeleg umorul tău și nu știu cum să reacționez. Ce se întâmplă? Totdeauna noi actorii am fost cu duș întors. Mai mult cu dus. Mai mult cu dus. Ceea ce ai vrea să fac acum, eu să mă duc, nu? Nu neapărat. Dacă stai bine aici, pot să mă duc eu. Bună seara. Îmi cer scuze că vă deranjez. Bună seara. Adică ce mai, nu vă cunosc, nu mă cunoașteți? Nu. Atât vreau să vă spun. Atât vreau să vă spun. Vreau să te cunoaștem. Dacă nu eram eu, nu se întâmpla nimic aici. Atât am vrut să vă spun, o seară plăcută. Nu se poate. Costele, unde ești, Costele? Oprește, Doamne, iartă-mă vântul ăsta, că l-ai dat prea tare. Deci lasă ventilatorul la 4, l-ai dat la 8, ce dracu te-ai îmbătat? Păi a luat unei doamne peruca din cap, te rog frumos să rezolvi problema asta, că ne facem de râs. Îmi cer scuze, să mă întâmplă. Bonsoir? 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 Je m'appelle Cătălin. Je m'appelle Frédéric. Frédéric, eh? Jérémy. Jérémy. Parle français? Oui, je parle français. Le truc, j'ai vu que vous avez vu Pékinésie. Exactement. Oui. Tout à fait. J'ai un peu de refaire de petit garçon de Hollywood. Et le Trump. Le Trump est... Mais puisqu'on ne veut pas... Nous, bonsoir, moi. Trump est... Mais bonsoir. 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 C'était parfait. Trump est parfait. Trump est parfait. C'était parfait. Bună seara. Eu cu prietena mea am venit. Domnul Păunescu, îmi cer scuze, sunt cu soția, la ce mai să se ne așezăm? Să vă trăiască, dar nu s-a schimbat deloc în ultimii 15 ani. Nu, am mai îmbătrânit puțin, la ce mai să se ne așezăm? La masa tăcerii, nu? La masa tăcerii, hai să căutăm masa tăcerii. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată ne aflăm în studiourile de la Bollywood. Se trage o nouă scenă din filmul cu Chicky Chan, bună seara. Am adus Mișu. Seamănă foarte mult cu Moga. Câteva Armanis, cuvinte. Este Atos, Portos și Armanis. Sunt Porcos, de fapt, Porcos, dar prietenii spun Armani. E prietena dumneavoastră, nu? Prietena noastră, a lui. Așa e scena de film. Regizorul le-a spus să umble seara plăcută și... Vezi că e sudată. Șerban, pleacă de acolo. Măi, mă, era acolo, mă, haideți că vă arăt. Era pe strada aia. Haideți cu mine, mașina, mă. El a vrut să mă lovească. Urcați-vă voi, să nu sau stăm toți în față. Doamnelor și domnilor, cer scuze, dar să mai întâmplă, viața e dură, nu-i dur. Noi cascadori întotdeauna trebuie să... Dar mă ajutați, mă, dacă e, să nu dea mine, să mă... Mama lui, dă. Mă, frate, păi, dar ce înseamnă asta, mă? Măi, lasă că-l bat eu. Îl țineți voi și îi dau eu dacă e. Și pe calul, mă rog, că ajută-l omoră pe dezbrăcate. Pa! Pa!